Alături de noi avem pe Bogdan Cărăușu, candidat independent la Consiliul Local Botoșani. Bună, Bogdan! Bună să-ți fie inima! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! De ce Bogdan Cărăușu, care este un activist, candidează independent la Consiliul Local? După cum bine știi și după cum bine știu și botoșenenii, cred, deja este a doua candidatură de acest fel, pentru că și în 2020 am încercat să intru în Consiliul Local tot ca independent, pentru că acest obiectiv al meu vine în concordanță cu tot ce am făcut până acum. Pentru că eu consider că pot muta toată lupta dusă în zona civică până acum, în zona care contează cu adevărat, și anume în zona politică. Sau în zona politică așa cum înțeleg cei care ne conduc. Pentru că, de fapt, cum am spus de foarte multe ori, de când am început să activez civic, eu, de fapt, am făcut și fac politică. Practic, această reîncercare de a intra în Consiliul Local înseamnă că continui să lupt, înseamnă că perseverez și înseamnă că în continuare cred că botoșenenii vor conștientiza că de 30 de ani încoace în Consiliul Local al municipiului Botoșani nu a fost niciodată, dar niciodată, un consilier cu adevărat independent. Asta înseamnă că problemele reale ale botoșenilor nu prea au ajuns pe masa Consiliului Local, ceea ce este foarte grav din punct de vedere al democrației. Ce te-a nemulțumit în mandatul ăsta 2020-2024 de te-a făcut să candidezi din nou? Ce nu s-a întâmplat? Exact, am făcut foarte multe analize. Păi, după cum se știe, eu am avut foarte mare încredere în domnul Cosmin Andrei, pentru că știindu-l un domn tânăr și cu perspectivă, m-am gândit că va pune în aplicare toate proiectele minunate pe care le anunța în campanie. Însă, începând să analizez din 2022 și 2023, am observat că era foarte departe, dar foarte departe de ceea ce promisese în 2020. Asta înseamnă că el a câștigat alegerile în 2020 promițând foarte mult și, din păcate, pentru noi botoșeneni a livrat foarte puțin. Ori, în momentul în care creez un nivel ridicat al așteptărilor, dezamăgirea este cu atât mai mare. Și consider că se putea face mult mai mult, iar ca dovadă stă faptul că nu avem încă niciun proiect mare inițiat în timpul mandatului domnului Cosmin Andrei. Într-adevăr, mandatul nu e finalizat, dar mă îndoiesc că va reuși să finalizeze un proiect de anvergură pentru botoșani. Vor fi inițiate, în schimb, pe POR, niște da, dar foarte sunt foarte multe linii de finanțare care nu țin de ceea ce face primăria. Deci trebuie doar să depui. Exact cum e și PNRR-ul, acolo sunt bani la dispoziție, trebuie doar să-i accesezi. Și sunt foarte și multe funcționează. Nu, păi nu, dar foarte multe funcționează pe regula primul venit, primul servit, că așa e. La unde, dacă ai, exact, dacă ai proiectele pregătite, păi ce te interesează pe tine? Păi ideea este în felul următor. Vă dau un simplu exemplu. Locuințele. La locuințe s-au făcut doar 64, s-a inițiat. Atât. Am verificat pe site-ul primăriei, deci s-a făcut proiect pentru 64, un proiect copiat după alte proiecte, pentru că am verificat în foarte multe municipii și localități din România, iar proiectul nostru seamănă la literă cu alte proiecte, pentru că la motivare, la justificare, sunt aceleași paragrafe din alte proiecte. Practic s-a copiat motamo din alte proiecte și s-a aplicat așa cum se putea la Botoșani. În schimb, doar 64 de locuințe în proiect, deci atenție, în proiect nu finalizate, este foarte puțin pentru 4 ani de mandat. Ce își propune Bogdan Cărăușu dacă va ajunge consilier local? În primul și în primul rând, îmi propun să reprezint cu adevărat botoșenii acolo, ce să aduc asta pe masa consiliului. Păi asta vreau să spun acum. Să aduc acele probleme care ne deranjează pe toți și ne dor. Nu? Asta e. În primul și în primul rând, lipsa șanselor pentru tineri, șanselor reale de dezvoltare și chiar de a se angaja pe salarii decente în Botoșani. Pentru că botoșaniu suferă masiv din cauza trendului descărcător al demografiei. Copiii, tinerii pleacă din Botoșani pentru că, așa cum spuneai și tu într-un articol recent foarte bun de altfel, salariul minim în Botoșani este cu aproape 900 de lei mai mic decât în restul țării. Aproape 200 decât de ori, 900 exact, ceva e de lei. Foarte mult. În condițiile în care costurile vieții sunt... Da, netul, păi ăla contează, că ăla intră în buzunarul omului. Și asta e foarte grav în condițiile în care costul vieții la Botoșani este aproximativ la fel ca în restul țării. Toate scumpirile făcute pe spatele botoșenilor. Faptul că în continuare noi continuăm să plătim pentru niște greșeli administrative, ceea ce e foarte grav, și mai ales lipsa de viziune. Pentru că nu vedem că acest corp administrativ ar avea vreun plan, nu pe 4 ani, nu pe un mandat, ci pe 20, pe 50 de ani. Asta contează foarte mult. În momentul în care ai un astfel de plan pe 20-50 de ani, nu te mai interesează cine vine după tine la primărie. Pe tine, abordezi altfel problemele. Pe cine susține Bogdan Cărăușu la funcție de primar? Cred că deja este evident din ceea ce am mai postat și din ceea ce am mai apreciat în mediul online, că pe domnul Cătălin Futur. Pentru că, în ciuda faptului că poate există anumite umbre într-o anumită perioadă din mandatul dumnealui, din ultimul mandat, totuși, dacă analizăm obiectiv și la rece, cele mai mari proiecte
inițiate și finalizate în Botoșani se datorează domnului Cătălin Flutur. Și actualul primar nu te va putea să te acuze, că de-aia mă ataci pe mine, că o să ții pe principalul meu. Nu poate să mă acuze, pentru că, o spun cred că a suta oară, în 2020 am avut o foarte mare încredere față de domnul Cosmin Andrei, manifestată prin chiar organizarea, susținerea unei emisiuni în cadrul unui post TV local, în care l-am ajutat să ne prezinte cu ce vrea să vină pentru Botoșani. Deci nu pot fi acuzat că aș fi părtinitor în condițiile în care chiar am avut speranța că domnul Cosmin Andrei va face ceva pentru Botoșani. Din păcate, mai fac o mențiune, să ne uităm unde este grija domnului Andrei pentru tinerii botoșăneni, în condițiile în care în ultimul buget suma alocată pentru tineri a fost 0 lei. Ulterior știm că trebuie să modifice, pentru că altfel era bugetul invalid, a alocat o sumă derizorie. Făcusem eu un calcul la un număr de, după ultimul recensământ din 2021, ieșeau undeva la 50 de bani de tânăr. Adică undeva la o cutie de chibrituri pentru tânăr. Cam asta e. Care e principala problemă a municipiului Botoșani din punctul de vedere și care e principalul atu? Principalul atu este, încep cumva invers, principalul atu este dat de potențialul enorm. Atât economic, cât și turistic, cât și cultural. Principala problemă este faptul că toate aceste aturi nu sunt folosite în sensul bun de către politicieni. Pentru că problema rezidă în lipsa de perspective pentru tinerii care pleacă din Botoșani masiv. Deci noi suferim o hemoragie la propriu, pentru că acei tineri care termină studiile în Botoșani nu au șanse, sau cel puțin au șanse înjumătățite față de omologii lor din restul țării. E grav, e foarte grav. În schimb, avem resurse, mă refer chiar la județ, pentru că municipiul face parte din județ și poate câștiga de pe urma folosirii judicioase a resurselor. Avem resurse foarte multe, neexploatate de foarte mulți ani. Avem un potențial turistic enorm, avem potențial cultural. Toate aceste lucruri nu sunt folosite așa cum ar trebui de către administrația locală, din păcate. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Doamne ajută!